vlogmasul numărul 10, m-am gândit să filmez astăzi ceva foarte drăguț și cred eu special, pentru că sunt sigură că acest clip o să fie printre clipurile mele speciale. Mai am eu un clip, tot ceva de genul, tot un tag pe care l-am făcut atunci de 1 iunie. Și pentru astăzi m-am gândit să filmez un tag de Crăciun, tag pe care eu am vrut să-l filmez de anul trecut, dar nu mai știu exact ce s-a întâmplat, știu că am vrut să-l filmez, după n-am mai vrut, după m-am hotărât să-l filmez, apoi m-am răzgândit și a fost așa o chestie. Tagul acesta l-am găsit la Ioana 114, m-am uitat zilele trecute la unul din clipurile ei și mi-am adus aminte și de tagul ăsta și am zis, chiar tagul. Eu aveam de gând, adică mă gândeam eu așa prin noiembrie când îmi propusesem să fac vlog, mă gândeam, ei, o să fac și tagul ăla, dar acum zilele astea chiar am uitat de tagul ăsta. Are niște întrebări foarte drăguțe și mi se pare că, nu știu, e așa în spiritul Crăciunului. Bine, este tagul pentru că e un tag de Crăciun și am zis să vin și aici în locul ăsta preferat din casă. Este locul meu, colțișorul meu preferat din casă. Îmi place mult de tot decorul ăsta așa crăciunistic. Așa că da, am agenda asta de aici, care este o agenda de anul trecut, chiar trebuie să-mi cumpăr o agenda nouă pentru 2021. Bun, și să începem. Care este filmul tău preferat de Crăciun? Christmas Chronicles 1 și 2, clar, le ador. Și un film care îmi place foarte mult, pe care l-am văzut de multe ori, bine, de multe ori de anul trecut până acum, pentru că a apărut anul trecut, dar eu de anul trecut l-am văzut deja de vreo 5-6 ori, este Klaus, un film de Crăciun care mie îmi place foarte mult. Mi se pare că are un, nu știu, pe lângă faptul că da, este Crăciun și Moș Crăciun, și mi se pare că are un mesaj așa foarte drăguț și da, îmi place mult de tot filmul Klaus și mai nou Christmas Chronicles. Așa, unde o să petreci Crăciunul? Acasă, cu familia, cam fiecare an. Care este mâncarea ta favorită de Crăciun? Aici mi este foarte, foarte greu să aleg, pentru că mie îmi plac și sarmalele foarte mult, îmi place și salata beof, îmi place și cozonacul, îmi place și piftie. Nu știu ce să aleg. Cred că o să aleg cozonacul. Cred, pentru că, parcă este singurul dulce, așa, sau nu știu, singura... De fapt, mie mâncare, e desert cozonacul. Bine, atunci aleg salata beof sau sarmalele. Dar nu, că sarmalele mănânc și... Dar și salata beof mănânc și în timpul anului. Sarmale. Care este primul lucru pe care îl faci în dimineața, mă rog, ziua de Crăciun? Mă duc la brad să văd dacă a venit Moș Crăciun, mă duc să mă uit sub brad să văd dacă a lăsat moșul ceva, dacă a venit și la mine, dacă, oricum, eu cu mintea am fost, dar da, să vedem, sper să vină și anul ăsta. Deci asta fac. Primul lucru pe care îl fac dimineața, în dimineața de Crăciun, este să mă trezesc, mă dau jos din pat și mă duc fix la brad să văd și eu sub brad dacă a venit moșul ceva. Așa, stabilești un buget anume pentru cadourile de Crăciun? Nu cred că am făcut vreodată. N-am avut niciodată un buget, adică n-am zis, uite, anul ăsta de Crăciun o să cheltui nu știu cât pe... Mai tătăi să văd dacă am rușpe din zi, nu cred că am. Să văd, nu mi-am propus niciodată, n-am avut niciodată un buget anume pentru cadourile de Crăciun. Întrebarea numărul 6. Melodia preferată de Crăciun? All I want for Christmas is you. Și mi-mi place și aia. Let it snow, let it snow, let it snow. Oh, the weather outside it's frightful, but the fire is so delightful. Gata, numai. Așa. Ai avut vreodată un Crăciun alb, adică plin de zăpadă? Da, am avut. Deschizi vreodată cadourile în ajun? Nu le deschid, cu toate că mi-aș dori din tot sufletul să le deschid. Eu sunt o persoană foarte nerăbdătoare așa, adică mai ales când vine vorba de cadouri, adică dacă simt că mi-a luat cineva un cadou, sunt așa tot timpul, da ce mi-a luat, da ce mi-a luat. De exemplu, fac foarte des treaba asta, adică dacă ghicesc, îți spun 10 lucruri, dacă ghicesc, îmi zici care e. Și așa fac și de Crăciun și de ziua mea și mereu, dar în adâncul sufletului meu nu mi-aș dori să mi se spună ce cadou am primit sau, mă rog, ce cadou urmează să primesc, pentru că îmi place și momentul ăla în care descoper eu surpriza și așa. Brad natural sau artificial? Artificial, îl am pe ăsta cred că de vreo 5-6 ani și da, n-am nicio problemă, se ține foarte bine, e el cam micuț, dar nu ne place. Așa, te pricep la împachetat cadouri sau ești un dezastru? Să știți că sunt cam un dezastru, pentru că nu prea mă pricep, dar încerc să mă perfecționez. Așa, trecem mai departe. Când ai aflat adevărul despre Moș Crăciun? Ce adevăr? N-am înțeles întrebarea asta, poate știți voi. De ce sunt sărbătorile de iarnă speciale pentru tine? Din mai multe motive, pentru că
nu știu, mie de întotdeauna mi-a plăcut atmosfera asta așa de Crăciun, cu multă beteală, cu multe globulețe, cu chestii din astea sclipicioase, așa, cu luminițe colorate. Nu știu, întotdeauna mi-a plăcut perioada asta. Cred că este perioada mea favorită, nu știu, din an, dar asta de când sunt mică și cineva curăță zăpada pe afară, nu știu ce face, dar cred că auziți și voi. Deci da, cred că este sărbătoarea mea, nu știu, favorită. De ce? Pentru că, nu știu, este așa, am impresia că e așa ceva în aer. În perioada asta mi se pare că, nu știu, și cu, nu știu, treaba asta cu colinde și așa, cu vlog măsurile chiar, adică mi se pare că totul este așa o... plin de sclipici și plin de așa, indiferent de, da, știu, mai ales în perioada asta, anul ăsta a fost unul dificil pentru toată lumea și așa, dar eu cred că este ok să ne mai și bucurăm. Și anul ăsta cu atât mai mult mi se pare că, nu știu, oamenii ar trebui sau, mă rog, eu cel puțin, mi se pare că anul ăsta, mai mult decât în orice alt an, mi se pare că prețuiesc mai mult momentele astea și parcă mă bucur mult mai mult de perioada asta. Și chiar am observat o chestie, anul ăsta, spre deosebire de anii trecuți, să știți că am văzut pe Facebook, pe Instagram și peste tot, oameni care au împodobit bradul mult mai devreme decât anii trecuți. Ceea ce mi se pare, nu știu, mi se pare super, pentru că asta înseamnă că oamenii caută o... nu știu, se leagă de ceva ca să se bucure, nu știu, să simt așa o bucurie în perioada asta care v-am zis, oricum este, mă rog, cum este. Și da, ne agățăm de orice ca să ne mai bucurăm așa puțin, ne bucurăm și noi de o luminiță, de o fundiță, de un globuleț, de o sclipiciune, de o beteală. Așa că da, mi se pare, nu știu, îmi place pentru că, da, și un alt motiv pentru care îmi place este pentru că mi-a aminte de copilărie. Așa, copilărie care a fost foarte frumoasă. Bun, poți să spui numele renilor lui Moș Crăciun? Uf, nu le știu pe toate, dar mi-aduc aminte Rudolf, Blizzard, Dash, parcă ceva de genul, nu mai aminte, Donner. Da, nu le știu. Ce îți place să porți în ziua de Crăciun? Ceva confortabil sau ceva elegant? Depinde, bineînțeles, și dar de obicei stau acasă de Crăciun și așa în familie, așa că îmi place să fiu îmbrăcată cât mai confortabil. Turtă dulce sau candy canes? Candy canes cred că sunt alea, acadelele alea de care se pun în brad. Turtă dulce, clar. Așa, luminițe albe sau colorate? Colorate. Colorate pentru că, nu știu, v-am zis, pentru mine Crăciunul înseamnă chestii colorate, luminițe, globuri, beteală și așa, sclipicioase, chestii sclipicioase și cât mai colorate, dacă s-ar putea. Deci, da, luminițe colorate. Da, acestea sunt întrebările. Nici nu vine să cred că de repede le-am citit și am terminat acest clip. Cred că o să iasă un clip destul de scurt, dar m-am tot uitat să văd dacă am ruși pe dinți. Sper că n-am ruși pe dinți. Chiar port rujul de la Boys & Berries, care este foarte, foarte, foarte rezistent. Vedeți că m-am și machiat așa frumos cu auriu. Gata, vă mulțumesc din suflet că v-ați uitat la clipul meu. Și da, dau și eu tagul mai departe tuturor persoanelor care văd acest clip, pentru că mi se pare că este un tag foarte, 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 foarte frumos și mie îmi plac foarte mult tagurile. Oricum, gata, vă mulțumesc încă o dată că v-ați uitat la clipul meu. Vă pup! Pa!